această zi din nou în casa Domnului și Dumnezeu ne-a dat o zi de har și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze prezența noastră aici în casa Domnului, să binecuvinteze și prietenii casei lui și copiii și tinerii și toți împreună să fim cu adevărat beneficiari ai binecuvântărilor divine, beneficiari ai cuvintelor vieții veșnice și Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt să ne lumineze inima, mintea și apoi să ne dea putere ca să ne împlinim de la Lui. Amin. Amin. În această zi avem în fața noastră, așa cum se spunea după citire, o realitate, o povestire sau o întâmplare, dacă pot să spun mai concret, care a avut loc, nu este o ficțiune, nu este doar, să zic așa, o imaginație, ci este cu adevărat o realitate. Și a rămas pe paginile Scripturii ca noi să învățăm și, deși nu ne place nouă să învățăm de la oricine, nu ne place să învățăm oricând, ci ne-ar place să ne alegem de multe ori persoanele de la care să învățăm. Iată că în această zi Dumnezeu a găsit cu cale să stea în fața noastră personaje controversate, personaje pe care poate ne-a vrea să fie în fața noastră ca și exemplu, ca și persoanele la care să învățăm, dar dacă Dumnezeu a hotărât să fie scrise și să privim la modul de desfășurare a lucrurilor în viața acestor oameni, la stările pe care le aveau acești oameni, la felul în care Domnul Iisus se raportează la acești oameni, trebuie și noi să învățăm. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Nu este o carte pe marginea căruia să începem să discutăm, să ne dăm cu părerea, opinia noastră. Ci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru că omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destul pentru orice lucrare bună. Dacă credem lucrul acesta, atunci ne vom raporta bine, corect la cuvântul Său. Și ne-am rugat și am chemat prezența Domnului în mijlocul nostru, dar vreau să vă spun, Dumnezeu se bucură când vede că noi vrem să vină în mijlocul nostru. Și niciodată când cineva a chemat pe Domnul Iisus, n-a fost refuzat. În această dimineață vedem că Domnul Iisus a fost chemat în casa unui om foarte religios. Acest om se numea, era din tagma, din categoria fariseilor. Cine erau acești farisei? Erau o categorie de oameni care țineau cu multă strășnicie la legea lui Moise, dar nu puteau împlini, pentru că nimeni n-a putut să o împlinească de la A la Z, fără greșeală. A fost o lege dată prin Moise, în care Dumnezeu și-a revelat, și-a arătat dreptatea sa, și-a arătat standardul lui, dar în același timp, omul s-a dovedit neputincios. Însă în această categorie a fariseilor, nu exista această recunoaștere, să recunoască că ei nu sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu așa cum cere standardul divin. Că ei sunt, de fapt, și niște oameni păcătoși. Ei se considerau o elită religioasă. Oameni care pretindeau de la ceilalți plecăciune, închinăciune, respect. Și aș vrea ca să nu vorbesc eu de la mine. Aș vrea să lăs pe Domnul Iisus, care cunoștea și cunoaște inima fiecărui om, să vedem ce declară Domnul Iisus despre această categorie de oameni. Și aș vrea să deschidem în Matei, în capitolul 23, de ce că e foarte important să vedem cu cine avem de-a face, pentru că ne vom mai găsi și ne găsim în una din categoriile care sunt în această zi aici. Dacă suntem sinceri, vom vedea unde suntem și ce avem de făcut. Matei, capitolul 23, spune, chiar titlul care a fost dat este acesta. Iisus mustră pe cărturași și farisei. Cum a spus, oameni religioși, oameni care păreau, care arătau că îi împlinesc cu foarte mare acuratețe legea lui Moise, cuvântul lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus, care vede dincolo de aparențe, face remarca adevărată
observația și adevărul iese la iveală prin gura Mântuitorului. Spune, cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise, cu legea în mână, cunoșteau pe din afară. Erau foarte bine învățați în legea lui Moise, în legea lui Dumnezeu. În legea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, deci, toate lucrurile pe care vă spun e să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. Versetul 5, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni, să fie apreciați, să fie ridicați în slavă, să fie lăudați. Spune, ungă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi la sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, adică învățătorule, să le dea cinstea cuvenită ca la o persoană care este superioară. Om cu o talie înaltă, cu etică înaltă, o ținută spirituală înaltă. Lasă să vedem ce spune Domnul Iisus în continuare. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și puteți să continuați dumneavoastră citirea, nu să citesc tot capitolul, pentru că e destul de neconsistent și mult. Și continuă Domnul Iisus din versetul 13 și spune, vai de voi! Și enumeră multe situații în care se regăseau acești oameni și pe care Domnul Iisus îi condamnă din cauza modului lor de raportare la Dumnezeu și la ceilalți. Poate cuvinte, trăiau o viață duplicitară. Erau niște ipocriți, oameni care pretindeau ceea ce nu erau. Și Domnul Iisus pe în casă unui astfel de om. Oare de ce om este? Știa cine e. Știa ce e în inima lui. Și dacă vom vedea, vom privi în versetul 36, spune, un fariseu a rugat, a insistat, înaintea Domnului Iisus să intre, să mănânce la el. Haideți să vedem că n-am terminat despre farisei, ca să ne facem o imagine. Pentru că am spus, foarte ușor ne putem regăsi și Domnul Iisus totuși vrea să intre la noi. Domnul Iisus totuși vrea să se ocupe de starea fiecăruia în parte, dacă este chemat, dacă este dorit. Spune mai departe, versetul 28. Pentru că este, de fapt, o sumare, o concluzie, dacă pot să spun ce am spus mai multe. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Cred că ne-a format o idee de oameni care se considerau foarte religioși, oameni care erau cu legea, prin Moise mână, că oameni care a trebuit să fie condamnați, mostrați și alătizează Domnul Iisus. Și cheamă acest om, Simon, pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus niciodată nu a spus nu, pentru că lucrarea lui era una foarte importantă, de a chema oamenii la mântuire, de a salva oameni din mintea lor blestemată, din apucăturile lor, din părerile lor, din amăgirile lor, chiar și pe acești farisei, chiar și pe acești oameni care se credeau bine, că sunt bine pe calea lui Dumnezeu, care se lăudau cu statura lor spirituală, chiar și pe aceștia Domnul Iisus i-a iubit. Și dacă vom privi în Cartea Sfântă, vom vedea că a fost din această categorie oameni care s-au dus la Domnul. Mă aduceți aminte de un om care a venit noaptea la Domnul Iisus. Cum se numea? Era un fariseu, un fundaș. Cum se numea? Nicodim a venit și a recunoscut puterea lui Dumnezeu, a recunoscut divinitatea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus l-a confruntat în față și a spus rețeta mântuirii. Spune, dacă nu te naști din nou, un fruntaș, un conducător religios, trebuia la vârstă înaintată. El spune, sunt bătrân, cum să mă nasc din nou? A luat tot în sensul pământesc, firesc. Și-a spus, nu, dacă nu te naști din apă și din Duh, dacă nu te naști din Dumnezeu, nu ai nicio șansă să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Și vom vedea că au fost dintre ei mulți care în ziua cinzecimii au fost răbuni și în inimă și-au dat seama că s-au înșelat și s-au pocăit, s-au prăbușit înaintea Domnului și-au spus, fraților,
ce să facem? Și răspunsul a fost unul foarte clar, care trebuia cu multă vreme înainte să-l înțeleagă. Pocăiți-vă! Nu altceva voia Domnul de la oameni, nu altceva vrea Domnul de la noi în această zi, dragii mei, frații noștri și tineri, decât să ne pocăim. Dacă nu ne pocăim, nu putem să ajungem în Împărăția Cerurilor. Și în această zi, acest om îl cheamă pe Domnul Iisus, crezând că arătându-i casa lui, arătându-i poziția lui bine între oameni, reputația care și-o dobândise, probabil oameni pe acolo care se așezau, poate și îngenunteau în fața lui și își făceau plecăciuni, și făceau plecăciuni înaintea lui. Credea că îl va impresiona pe Domnul Iisus. A intrat Domnul Iisus și a așezut la masă. Însă, vom vedea din ce s-a întâmplat mai departe, că acest om nu era nici măcar pe departe. Un om sincer, care cu adevărat era gata să asculte pe Domnul Iisus. Nu ni se întâmplă și noi de multe ori venim la casa Domnului și ne rugăm fără să gândim ce ne rugăm. Zic, Doamne, vină în mijlocul nostru. Doamne, vorbește și Dumnezeu ne vorbește și noi nici măcar nu auzim. Nici nu vrem să înțelegem. Pentru că nu ne vorbește după placul inimii noastre. Nu-i destul să chemăm pe Domnul în casa noastră. Nu-i destul să vină în adunarea noastră. Nu-i destul să fim în prezența Domnului. Pentru că ne putem amăgi foarte ușor, crezând că suntem. Și vreau să spun ce a spus Domnul Iisus. În ziua judecății, mulți vor spune, Doamne, Doamne, nu în ulițele noastre ai propovăduit Evanghelia? Nu am auzit la internet în fiecare zi predici? N-am mers la adunare în fiecare duminică, în fiecare joi? Nu, din parcă nu, deja eram plin de cântări, plin de cuvânt și pe mașină auzeam predici și cântări. Cu alte cuvinte, sunt calificații într-o împărăția ta. Am fost îmbibat de atmosfera divină. Și Domnul Iisus se va îndrepta și va spune, niciodată nu m-am cunoscut. Umbla Domnul Iisus pe pământul acesta din loc în loc și oamenii îi dau buza spre el. Și privind îndepărtarea așa din satelit, ai zice, cât interes din partea oamenilor să meargă să audă pe Domnul Iisus. Și parcă ai fi impresionat. Și Domnul Iisus, dacă mergi mai aproape, acolo în centru ăla al discuției, să auzi care e părerea Domnului Iisus, vom auzi ce a spus El. Adevărat vă spun că mă urmați nu pentru că ați văzut semne și nimeni. Nu pentru că credeți adevărat și vreți să faceți voia, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Toate cuvintele, voi mă urmați, aveți un interes personal, un interes trecător, un interes vremen. Și Domnul Iisus spune, lucrați, adică concentrați-vă, fiți preocupați de viața veșnică, de mâncarea neperitoare, de ceea ce vrea Dumnezeu să vă învețe. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, zicea Domnul Iisus, ca cine mănâncă din mine să aibă viață. Și nu, eu zic, nu vrem asta. Vrem pâinea care ne dă în fiecare zi. Vrem bunătățile astea vremelice. Vrem să nu mai ducem grijă zilei de mâine și vrem să fim foarte liniștiți în privința asta, dar nu mai mult. Și Domnul Iisus i-a avertizat și pe ei. Uitați, dragii mei, în prezența Domnului Iisus, vă să rămâne de afară și să fiu păgubit de binecuvântările Domnului, păgubit de viața veșnică. În casa noastră să vină Domnul Iisus și Domnul Iisus să nu găsească nimic, ar adevărat să-L impresioneze. Așa s-a întâmplat în casa noastră. O să Domnul Iisus la masă și parcă nu ne-am fi dat seama decât atunci când a intrat un element din exterior care vine într-un contrast. Ca să înțelegem mai bine, mă gândesc la o mică istorioară. Era o fetiță care era așa de bună, așa de frumoasă, cu hrăinuța ei altă, cu rochea ei altă. Și a spălat-o și a pus-o pe sârmă afară. Liniștită că ea are o rochiță albă. Și noaptea aceea a înghis. Și atunci când a deschis ușa și a văzut rochița acolo, a văzut că rochița nu e albă. Când a apărut un alt element, care a făcut contrast. Zăpara față de rochiță era mult mai altă. De multe ori în viața noastră, mi se pare că lucrurile merg bine și că suntem bine. Că am făcut ceea ce trebuia față de Dumnezeu. Când ne raportăm bine, venim la adunare, ne rugăm, întrebăm pe Domnul, îl lăsăm să vorbească singur de multe ori. Plecăm iară spre casele noastre cu problemele, cu dorințele, cu visele noastre și cuvântul Domnului
nimic o vreme în viața noastră. Acest om, în cultura aceea, trebuia să facă câteva lucruri elementare, de bază. Atunci când chem pe cineva în casa ta, trebuia măcar, dacă îl consideri că el la un nivel, să zic, de pe aceeași clasă socială, atunci te duci, aduci un vas, un ghiac cu apă și vezi să-și spele picioarele. Și Domnul Iisus s-a deșteptat de Iisus și spune: am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dacă intra în casa ta o persoană superioară pe care o considerai că e la o statură mai înaltă ca tine, te plecai și spălai picioarele, ca și gazdă, recunoscând în aceasta că îi dai respect, că îl consideri cu adevărat pe o scară sau îi dai cinste cuvenită. El nici măcar nu era un diantru, un lucru elementar. Mai departe spune: tu nu mi-ai dat sărutare, nici măcar nu l-a îmbrățișat, se spune bine pentru casa mea. O primire rece, o primire care în spatele acestei primiri, așa o spitalități zise, se ascundea alte dorințe, alte interese. Și dacă vom citi în Cartea Sfântă, vom vedea că acești farisei, cei mai mulți dintre ei, umbla după Iisus, îl chema pe Iisus în casa lor, ca să îi prindă cu vorba, ca să găsească ceva, pentru că era întotdeauna în contradicție cu ceea ce ei promovau. Iisus spunea pe față, spunea voia lui Dumnezeu, schimbarea care trebuie să se producă în interior spre exterior, și a zis: nu, noi suntem bine cum suntem. Nu fii tu să ne vezi pe noi, păi fii tu să pretinzi că tu ai venit din cer și te faci că ești fiul, spui că ești fiul lui Dumnezeu și spui că tu îți vei da viața. Și afirmație Domnul Iisus i-a nemulțumit, i-a neliniștit, i-a tulburat și n-au putut să vadă în Domnul Iisus cu adevărat fiul lui Dumnezeu. Acest om, acest fariseu, l-a făcut lucrurile elementare. Spune: capul nu mi-l-ai născut, un de lemn, un lemn care se obișnuia ca și gest al cultuazinii, al binevenitului, atunci când vine un musafir. Noi avem în altă cultură. Nu te duci la cineva și e același obicei. Nu. Dar știi, atunci când te duci în casa privată, dacă ești primit bine sau nu. Așa că avem feeling-ul ăla. Sigur că îți dai seama. Atunci când vine cineva la noi, trebuie să, cu adevărat, să simtă bine. Nu trebuie să impresionezi prin mari lucruri, prin nici gesturi. Și acest om nici măcar acest an nu le-a dăruit. Din asta reiese că el avea o suspiciune, o îndoială față de Domnul Iisus. Știți de ce spune lucrul acesta? Citind mai departe, spune: când a văzut lucrul acesta, scena care intră, elementul ăla de afară care va schimba totul, și părerea lui și părerea celorlalți, spune fariseul Simon: omul acesta, adică Iisus, dacă ar fi un proroc, cu alte cuvinte, dacă ar fi cum pretinde, eu știam că nu, dar el pretinde lucrul ăsta, că el e proroc, că el e fiul lui Dumnezeu, dar dacă ar fi, acum e momentul să dovedească, acum era momentul clar în care noi vedem cu ochii noștri, probabil s-a fi întors la colegii lui, care erau acolo, și care pândeau pe Domnul Iisus și a spus: a ști cine e femeia asta, a ști că este o păcătoasă. Și n-ar permite să facă ceea ce îi permite să facă. Am zis și noi omenește că a judecat bine. Dar Domnul Iisus, care vede dincolo de ceea ce văd ochi, așa cum am învățat și duminicile trecute, Domnul Iisus, care privește înăuntru și ceea ce înăuntru este afară, clar, are altceva de spus. Am privit la fariseu. Am privit la Simon, la felul care l-a primit pe Domnul Iisus. Și aș vrea să învățăm că dacă noi vrem să fie Domnul Iisus în casa noastră, în familia noastră, în adunarea noastră, noi trebuie să-i dăm locul de cinste. Noi trebuie să dăm respectul cuvenit. El poate să vină. Bine, pentru că l-am chemat. El este gata, spune, că ești bun, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Domnul vine. Printre cei care sunt aici, sau printre cei unde este chemat, dar cu un suflet, este sincer. Și vine într-un mod corect înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui. Va fi primit
și va fi bine primit. În timp ce stătea la masă, apare o femeie arhi cunoscută, super cunoscută, pentru reputație proastă în societate. O femeie care s-a scăldat în toate mizerile acestui lume. O femeie care ei, dacă cumva cumeșară s-ar fi atins de astfel persoană, ar fi trebuit să meargă acasă și să facă ritualul alea de curățire. Știți că ei erau din piață. Și nu că neapărat în mod conștient știau că s-au atins de lucruri necurate, de oameni, ci trebuia să urmeze o serie de reguli, crezând că în felul ăsta se vor curăți. Cu atât mai mult știm că această femeie este o păcătoasă. Așa știau ei. Domnul Iisus a văzut acest om, vedea imediat. Imediat în mintea lor au respins-o. Ar fi vrut să o scoată afară. Și dacă în altă situație au târât ei o persoană care Domnul Iisus și a spus, Doamne, după legea lui Moise trebuie să fie ucisă cu pietre, pentru că asta scrie lege. Și Domnul Iisus se îndreaptă spre ei și nu zice, nu e adevărat, nu trebuie ucisă cu pietre. Nu așa scrie, nu interpretați bine, așa era scris. Dar Domnul Iisus merge mai departe, arătând că toți, înaintea de Dumnezeu, sunt cu aceeași soartă, sunt cu aceeași povară păcatului și a spus, cine din voi nu are păcat să ia primul sau nu cu piatra? Și niciunul din cei care erau martori oculari nu au fost în stare să ridice o piatră, pentru că toți erau vinovați să ne dăruieze într-o măsură mai mare sau mai mică. Și Domnul Iisus putea, era în măsură să o condamne. Era în măsură să rostească un cuvânt de sentință și a zis, nimeni nu te-a osândit și a zis, nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc, pentru că eu am venit să salvez sufletele oamenilor. Da, du-te, dar să nu mai păcătuiești. În această zi, apare această femeie și se prăbușește înaintea Domnului Iisus, în spatele Domnului Iisus, vreau să repet. Iată că o femeie păcătoasă din judecată a aflat că el era la masă, în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Ce vedem noi în acest gest, în această scenă? Un suflet disperat. Un suflet obosit. Un suflet care, probabil, ani de zile, a încercat să scormonească prin murdările lumii acestea, crezând că își va stâmpăra nevoia de fericire, dorința sufletului de a fi împlinită. Și toate acestea au făcut-o și mai dezamăgită, și mai disperată. Toate acestea, parcă, au decepționat-o și au dus-o la capătul disperării. Oamenii o respingeau. Toate visele ei se năruiseră. Totul era negru înaintea ochilor ei. Era o stare disperată. Oare va veni să vă fie undeva, oare nu mă vor mai putea ridica vreodată? Nu știu cât timp a stat în această stare, dar s-a întâmplat în viața ei, în momentul care trebuie să se întâmple în viața fiecare dintre noi. Dacă s-a întâmplat, zic slavă Domnului, dacă nu, trebuie să se întâmple. În momentul a prăbușit, moment în care a conștientizat că viața ei n-are rost. Viața ei nu mai poate să continue așa. Povara păcatelor o apăsa. Condamnarea era din toate părțile, din interior, din exterior. Nu mai putea să continue. Dar în acest întuneric dens, în această beznă, în care nimic nu se întrezărea, apare o lumină. Apare Iisus Hristos. Cel care a afirmat următoarele cuvinte, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și a auzit această femeie că cineva o caută și pe ea. Și-a dat seama că e pierdută, și-a dat seama că viața ei nu mai vreau să o trăiască mai departe de această murdărie. Și știind că El poate să-i dea speranță, El poate să o ajute, a avut loc în viața ei adevărata pocăință, adevăratul regret, adevărata părere de rău a tot ce a făcut în trecut. S-a simțit atât de murdar, atât de apăsat încât voia o eliberare, voia un refugiu și l-a găsit. A chemat-o cumva Simon, i-a trimis un SMS,
Hai vino pe Iisus, ai o șansă. Nu. A dat busta. Orice risc putea să fie ucis în acele momente, pentru că era pe proprietatea lui Simon. Doi, era o păcătoasă, era condamnat, toți știau, nu avea nevoie de martor. Toată lumea știa că ea nu are dreptul la viață străiască. Și vine și se aruncă în spatele Domnului Iisus, la picioarele lui, și începe să plângă. Și plânge și plânge. Și își varsă și acolo tot trecutul ei. Își pare rău de toată viața ei. Stă și așteaptă îndurarea Domnului Iisus Hristos. În timp ce ceilalți o judecă, în timp ce ceilalți o condamnă, ea face lucru elementar pe care trebuie să facă cineva ca să poată după aceea să iubească cu adevărat. Noi zicem că iubim pe Domnul Iisus, dar în viața noastră dovedește dacă cu adevărat iubim. Nu putem să-L iubim pe Domnul Iisus decât atunci când înțelegem cu adevărat cine este El. El este Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul omului, mielul lui Dumnezeu. Când înțelegem aceasta, înțelegem că El singurul care poate să ne vină în ajutor. Când înțelegem că El vrea fericirea noastră veșnică, nu de scurtă durată, ci fericirea noastră eternă, atunci vom începe să înțelegem că, da, El e singura persoană în măsură care să ne ajute, dar dacă noi nu ne vedem mortal, dacă noi nu ne vedem nevoia noastră disperată după mântuire, trece Iisus și noi stăm mai departe în barca noastră, în neputința, în nepăsarea noastră. Atunci când oamenii au înțeles că Iisus este soluția lor, s-au aruncat înaintea Lui. Aduceți-vă aminte de un orb care a fost aruncat chiar și de oameni, măcar atâta compasiune se spune, lasă-l măcar să strige că e disperat. A zis, taci, nu mai ne deranja. Și striga și mai tare, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. S-a oprit Domnul Iisus în dreptul lui? Da. Domnul Iisus se oprește în dreptul celui care vine cu pocăință, vine cu proștere de toată, cu capitulare, care nu mai are nimic, își dă seama că nu are nimic înaintea lui. Și atunci, abia începe să lucreze Harul lui Dumnezeu în viața acestui om. Asta s-a întâmplat în viața acestei femei. Și Domnul Iisus spune acea pildă frumoasă, pentru că reacția era foarte puternică, a stărnit probabil multă, multă indignare în casa aceea. Domnul Iisus a venit și a făcut lumină și a zis, Simone, parcă văd pe Simon cum s-a trezit din preocuparea lui, din convingerea lui că Iisus nu vrea nimic, că e un om, nici măcar o persoană ca și noi, pentru că nu condamnă ce condamnăm noi. Și a zis, vreau să zic o istorie. A fost un om care avea bani mulți, încământat, așa mulți avea că a început să dea și alții cu un prumut. Și pe baza ceea ce dădea, lua dobândă, lua interes, da? Și a zis, erau doi datornici. Unul atâta s-a împrumutat, a ajuns băgat până n-a mai putut să iasă din această datorie. Și spune că era dator cu 500 de lei. Auzeam anumiți oameni care zic în cuvântul Domnului că era plata cam pentru 2 ani de zile. Și celălalt care era dator avea la 50. Și Domnul Iisus spune, fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Și răspunsul lui Simon a fost, s-o puteți că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis drept de judecat. Și vreau să recitesc, ca să vedem contrastul dintre un om care n-avea nevoie de mântuire, n-avea nevoie de Domnul Iisus, care s-a văzut că e bine în starea în care e, și altul, altă persoană, care a văzut că are nevoie disperată de Domnul Iisus, care a venit și spune că a venit, mi-a stropit picioarele cu lacrimile și mi-a șters cu tot de capul lui. Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea, dovadă aici, ea a făcut mult mai mult decât tu erai dator să faci, ca și gazda. Ea a venit înaintea mea pocăință. A venit înaintea mea cu viața ei și cu recunoștință. Acel mir este dăruirea tot ce avea ea mai scump pentru Mântuitorul. Și spune versetul 47, la sfârșit.
Hai să luăm de la început. De aceea spun păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Deci a iubit mult. Dar cu iubirea puțin, iubește puțin. Această femeie a venit înaintea Domnului și a primit valorat, iertare, eliberare. Viața ei a fost o viață nouă. Domnul Iisus a salvat și acest suflet din diavolul diavolului. Și Domnul Iisus salvează și astăzi. Dar care este oare atitudinea noastră? Vedem nemurdăria din viața noastră? Vedem că avem nevoie cu adevărat de o pocăință și o întoarcere sinceră înaintea lui Dumnezeu? Vedem cu adevărat că El este soluția, El este unica soluție la nevoia noastră de a fi salvați, de a fi împreună cu El. Dacă vedem, ne vom pocăi cu adevărat și vom cere cu adevărat mila Domnului. Dar se va vedea în dragostea noastră. Pentru că ne putem spune că iubim. Dar Domnul Iisus a spus următorul lucru. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Viața noastră trebuie să continue în ascultare de Domnul Iisus. Și aș vrea să mă opresc aici pentru că mai este o lucrare de făcut și doresc ca Domnul să ne vorbească în continuare, să înțelegem dragostea Lui și bunătatea Lui față de noi, care așteaptă și astăzi oameni la pocăință. Oameni la pocăință sinceră, chiar și noi pocăiții, care zice că suntem pocăiți. Avem nevoie de pocăință în fiecare zi. Greșim. Nu se poate să ne greșim. Dar oare privim cu silă păcatul care caută să ne înfășoare? Privim cu silă murdăria care caută să se prinde de noi și în care suntem atrași? Venim cu pocăință, cerem izbăvire, capitulăm ca și această femeie la picioarele Domnului Iisus, cerând îndurare, plângând pentru păcatul nostru, părându-ne rău, cerând milă și îndurare și dorind să trăim după voia lui Dumnezeu. Dacă vom face lucrul acesta, atunci vom putea să iubim pe Cel care ne-a dat un nume nou, ne-a dat o direcție, ne-a deschis drumul spre Cer și vom iubi în fiecare zi și mai mult. Vom înțelege că ni s-a iertat mult. Din ziua când ne-am întors doar la Domnul, de câte ori am cerut iertare și Domnul, mila Lui și bunătatea Lui ne-a iertat. Îl iubim noi mai mult, asta se va vedea pe faptul că vom fi mai aproape de El, vrem să-L cunoaștem mai mult, vrem să nu repetăm greșelile care le-am făcut, să ne fie groază de păcat, să ne fie groază de rău și să urâm răul, dacă zicem că îl iubim de Domnul. Pentru că Domnul asta vrea de viața noastră, să facă cu adevărat o comoară, să facă cu adevărat un tezaur pentru Cer. Vrea să schimbe, să transforme noi, că n-a venit să ne piardă. Putea să o piardă pe acea femeie, încât din primele zile în care a luat-o pe lângă, dar a așteptat în bunătatea Lui, pentru că voia viața, viața pentru sufletul pierdut. Dar noi suntem cei care incidem. Dacă vrem cu adevărat viața, atunci vom pocăi cu adevărat. Îl vom iubi cu adevărat pe Domnul Iisus și vom pune viața, milul, viața, energia noastră, tot ce avem la dispoziția Lui. Și El va fi proslăvit și vom fi cu El pentru totdeauna. Amin. Amin.